Doi bărbați de 35 și 36 de ani din Rovinari și comuna Fărcășești au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiști după ce au fost prinși comercializând piese metalice la un centru de colectare fier vechi, piese pe care le-au sustras de la utilajele ce aparțin unei societăți comerciale de pe raza orașului Rovinari. Cei doi bărbați au cauzat un prejudiciu de 28.000 de lei. Acesta a fost recuperat în totalitate, bunurile fiind restituite societății. La data de 6 martie anul în curs, polițiști din cadrul Poliției orașului Rovinari au reținut pentru 24 de ore doi bărbați de 35 și 36 de ani din orașul Rovinari și comuna Fărcășești, bănuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat. În fapt, bărbații au fost depistați în flagrant delict în timp ce comercializau piese metalice la un centru de colectare fier vechi situat pe raza localității Fărcășești. Din cercetări, polițiștii au stabilit că piesele proveneau de la utilajele ce aparțin unei societăți comerciale de pe raza orașului Rovinari. Prejudiciul de 28.000 de lei a fost recuperat în totalitate, bunurile fiind restituite societății. Cercetările sunt continuate de polițiști în vederea documentării întregii activități infracționale a bărbaților.